Cum comentați afirmația președintelui al Patentului Center, doamna Patricia Russo, care vede ca o direcție centrală pentru toate filialele Alcatel în întreaga lume, transformarea competitivă a rețelelor, se referă la rețelele vechi, și schimbarea modelului de business. Deci aici cum vă diferențiați dumneavoastră firma Alcatel de Ericsson, de Nokia, Siemens, de ceilalți care atacă piața? Sau, practic, viziunea este comună și fiecare refuge după ce clienți găsește? Bun. Sigur că eu sunt de acord cu șefa mea. Nu se pune problema. Deci, mai ales că sunt disciplinat, dar cred că ce împart ne spunea corespunde unei realități. Deci, noi nu mai vindem cutii, nu mai vindem doar simple echipamente hard. Deci, vindem servicii, vindem competențe, vindem rețele. Deci, de aici se transformă diferența între diferiți furnizori, de capabilitatea de a dota operatorului un nou model de business, o nouă oportunitate. Pentru că, de fapt, fiecare e o luptă de a-ți atrage clienții. Fiecare îi fură de la alt. Pentru că, la un moment dat, numărul de clienți e limitat. E limitat la potențialul acestei țări. Sigur, la mobil putem să ajungem și la copii începând cu 2 ani. Legi un telefon să auzi unde e, sau ai un cod GPS să știi unde e localizat. Probabil îl vei localiza, în mod clar. Deci, ăsta e limita. Categoric, orice serviciu, orice mai avantajos, îți atrage clientul și atunci e o luptă teribilă de imaginație, de servicii care le poți crea și de preț, de competiție. Care e avantajul între diferența între unii și alții? Mai greu de spus, din păcate, asta hotărăște piața și clienții. Avantajul nostru e că avem o paletă completă de produse. Deci ne putem dezvolta pe toate domeniile fix mobil și de altfel, cred că dacă tu ești la revista comunicații mobile, probabil la anul să-i zici comunicații mobile și fixe. Deci eu cred că fixul e bine atunci când toți creau că nu mai e. Și broadband-ul și magistralele care apar rețele locale de GPON și Fiber to the Home vor schimba radical oportunitățile și serviciile care se pot oferi. Sigur, categoric, piața e imensă, vedem că mașinile vor avea cu siguranță tot sistem de navigație și de localizare, toate informațiile se primesc automat, oriunde te-ai afla, deci practic, vom trăi într-o masă de informații continue în care, la un moment dat, probabil ne va acasa, adică vom fugi undeva, vom arunca telefoanele și vom zice, hai să dăm bine. Zic, sigur că partea asta se referă la schimbarea modelului business. Deci la schimbarea și la nivelul de competență. Cine dezvoltă noi servicii, noi oportunități la tehnologii mai avansate crește mult mai mult pe piață. Pentru că, uita, astăzi pe vremuri era complicat să swapezi o rețea. Deci era complicat să schimbi o rețea fix care era instalat centrale, rețele, cablă. Astăzi un soft switch de la o cameră care era de un etaj, astăzi e un lap, îl poți lua, îl poți schimba. Deci o rețea mobilă se swapează rapid. Deci din punctul ăsta de vedere, operatorii au un atu enorm să selecteze cea mai bună ofertă, să își amortizeze rapid investițiile. Pentru că primul lucru asta e, să poți să-ți amortizezi investiția, să poți fi flexibil în dezvoltare, să poți schimba tehnologie. Altfel, ești prea lent. Dacă ești prea lent, vine alții mai rapid. Sigur, asta vedeți că se întâmplă în industria aeronautică, vedem cu low cost. Bun, low cost, low cost, are o limită. Dacă nu are și calitate, la un moment dat totul va trăi și vezi că low cost e, dar dacă comanzi biletele cu 3 luni înainte, dacă le comanzi cu 2 zile, la fel. Deci, din punctul ăsta de vedere, companiile care nu te dau calitate unui produs. Și atunci, ce te recupare? Afirmerea operatorilor, globalizarea,
trece iară spirarea că vor fi operatori foarte mari, după aceea se vor împrăștia în mici, înțelegi? Și se vor regrupa ca și vrăbile să mișcă pomul, să duc David iară de în altă structură.